Cei cu poreclele. Fost odată într-un sat o femeie și un bărbat. Aveau doi băieți și o fică și o stare bunicică, dar aveau și un prost nărav. Iuț la fire, toți grozav. Din nimic se aprindeau, se certau, se porecleau. Pețitori străini odată le veniră pentru fată. Omul merse la băieți și povățui. Vedeți, sorii voastre i-a picat, azi norocul așteptat. Nu cumva să mai îndrăsniți și astăzi să vă porecliți. Ei cu oaspeții la masă stete apoi de vorbă în casă. Dar femeia zor avea, iar la vatră ea gătea pentru oaspeți de mâncare și strigă deodată tare. Lemne aici, copii, umbrați și surcele sunt cărați. Cel mai mare în sfârșit către cel mic s-a răstit. Măi, burdele, adă lemne și surcele. Oși, mai du-te tu, mai ceară, că îl tăie rândul doară. Și îmboldi pe sora sa. Du-te tu, fă-ți frijită, că pe tine te mărită. Omul, cearta vrând să încheie, strigă către sa femeie. Dar tu ce faci acolo, măi caplai? Tu nu ai un băț să dai? Da, și tu mai rupte-n coate, că de la tine se trag toate. Pețitorii, cum văzură, o clipită nu stătură. Tălpășița și-o luară și ieși pe ușa afară. Pețitori, cât au trăit, alții nu le-au mai venit. Distribuie dacă ți-a plăcut.